Bianca Ciota și n-am înțeles ce face. Deci e foarte eterogenă treaba. Deci cuțite amestecate cu niște tricouri. Cred că mergem la duș, vă înțelegi? Da, mergem la duș, după aia facem mâncare, citim o carte, ne băgăm într-un tricou de noapte. De la ce m-a luat rău. Și a doua zi, de la ce? De la alea. De la cărți? Să le spun numele. Hai mă, că nu o fi așa. Wow, nu mai pune mâna, poate faci bube. Doamne, iar. Niciodată am pus mâna, deci nu vreți să simt, mi-au apărut niște bușici când am deschis. Unul dintre highlight-urile emisiunii noastre este felul în care vine în fiecare săptămână îmbrăcată. Dezbrăcată. Îmbrăcată. Dezbrăcată. Anca Ciota. Te rugăm da, să nu te băga acolo, că e păcat de Dumnezeu. Da, te rugăm. Eu nu mai te știu prezinți. Ce să mă fac cu vremea asta, cu ținutele, cu vremea, cu ploaia. Da, cu... ești da, exact un specialist în meteo. Păi nu mai știe ce să... pentru că știu ce urmează și atunci... Și ce urmează? Ce urmează? Nu mai zic, vă uitați la meteo și aflați. Hai mă, e mai rău? Nu, dar mai nu. Ce ți se pare că acum e bine, dacă se ține tot așa, de, ceva... de duminică în e ok. Weekend cel puțin. De duminică. Păi da, dar până duminică ne plouă. Să fie mai bine. Da. E, lasă, dragă, trebuie să avem timp bine. De stat în casă și de organizare. Și o listă cu trucuri potrivite pentru plajă, cu eșarfe, cu turban din eșarfă. Turban? Mi s-au dus naibii toate planurile. Am păstrat doar șlapii ăștia, elementul de vară. Acești flip-flops, cum se numesc ei. Știți acel moment când te încalzi cu flip-flops pe plajă, oriunde, și te calcă cineva pe spate aici și ți iese moțul ăsta? Da. Sau te împiedici în față și tot așa ți iese moțul ăsta și în momentul în care se lărgește aici orificiul, bineînțeles că tot timpul va scăpa această preteluță. Ei bine, dragilor, nu este cazul să aruncați o pereche de flip-flops dacă se întâmplă acest lucru. Tot ce trebuie să faceți este să luați o agrafă din aceasta clasică, pe care o folosim la documente, la hârtii, și o găsim la orice papetărie. Punem înapoi breteluța și îi facem ca un fel de proptă. Tu nu simți niciun fel de presiune, nu? Păi simt, dar ce să fac, m-am obișnuit. Uite, o băgați... Uitați-vă, vă rog eu frumos, așa. Folosește Alinuța Macarau ca să se vadă această liotă de lupi hămesiți. Și nici nu mi-am dat jos sacoul încă. Nu interesează. Nu cred că mai e nevoie. Pește prăjit, deja sunt leșinat. La șlap nu s-a uitat nimeni să mai fac o dată? Nu e nevoie. Dacă mai faci o dată, o să mai facă și eu. Tu ai făcut singura mea întrebare, era cum stai tu că ai văzut că te mai pui la plajă și cu ei așa în picioare, știi că cu ăștia nu-i mai dai jos. Da. Te așezi pe șezlong, se vedea grafa așa. Păi decât să te duci la toaletă și să zboare breteaua asta și să calci pe unde nu trebuie, mai bine se vedea grafa. Crede. Adevărat că la 100 de kg se vadă grafa mai bine pe niște papuși. Păi dragă, nu pui una roz, pui una incoloră sau altă culoare. Cât sunt unii noi? Au plecat lupii și sunt foarte curioasă dacă îți dai sacoul jos, ce se va întâmpla. Cred că vin și de la televiziunile vecine. Păi dacă îmi dau jos sacoul, zici că sunt Robocop. De ce? Păi eu mi-am pus sacoul ca să ascund armașamentul. La valiere și, dar noi unde ce ai, să ascunzi, mă, armașamentul? Lasă-mă, dăm face, bine, fie. Lasă așa să fie bine. Să fie bine, să nu fie rău. Și zgribuleam de frig. Și mă prinde verdele. V-am adus aici un hanorac. Cred că pe Bursuc o să-l intereseze trucul acesta, pentru că el poartă genul ăsta de bluze sport și cu glugă. Cum să împachetăm? Ce bine te prinde, dragă, neonul. Dar stă chiar bine. Să facem ca un fel de săculeț din această glugă. Bun. Bun. Fiți atenți. Pam. Prima dată punem mânecuțele. Le facem așa frumos. Da. Apoi îndoim din părți. Pac. Simetric. Venim frumos în două, pac și pac. Și fiți atenți. Gluga o folosim pe post de săculeț pentru hanorac. Și dacă este mult mai mare gluga, că sunt, știi, na, pe măsuri. Unele sunt mai mari, unele sunt mai mici, îl strângi. Și uite ce frumos se face. Și am adus încă două ca să vedeți dacă aveți mai multe hanorace acasă, cum le puteți împacheta frumos, așa, ca într-un săculeț. Pac, și nu se mai mototolește gluga. Plus că poți să ieși cu el alergat. Da, exact. Știi, poți să spui o sticlă cu apă. Poți să faci multe. Da. Am făcut și o husă pentru laptop, dacă țineți minte. Da, mi-aduc aminte, Deci hanoracele, această... Voi acum ați venit când stăm e bine cu verde sau ce?
Se potrivește cu ochii tăi, culoarea. Îți scoate în evidență. Îți scoate ochii. Și culoarea asta îți scoate ochii. Și după ce ești la alergat cu hanorac, cu mănânci niște chipsuri. Bravo, nu, că-ți permiți. În momentul în care desfaci o pungă asta așa foarte mare de chipsuri, mănânci doar jumătate, bineînțeles că ar fi frumos o sigilăm, ca să nu intră aer, apă, se umezesc, nu mai sunt crocante. Și vreau să vă... este higrofilă. Fiți atenți, cum sigilăm punga aceasta de chipsuri, fără niciun fel de scotch, lipici, agrafe, nu folosim nimic. Facem ca la un avion din hârtie, da. Două urechiușe. După care întoarcem pe partea cealaltă, rulăm și aceste două urechiușe care rămân aici le dăm așa pe după pungă. Și am terminat. Am sigilat. Bravo! Bravo! Da, sigur, a fost foarte culoarea atent. Asta arată bine pe toată lumea. Este culoarea platoului. Da, e adevărat, astăzi. Numai că tu ești atât, eu sunt dublă. O, dar nu mai vine în braș, tu? Îl putea că am pus să-ți vine, dar te încăpă să... Dar fashion așa se poartă, pe umeri. Pe umeri. Și fiți atenți, data viitoare vă arăt un truc. Data viitoare vă arăt un truc pe care să-l folosiți în momentul în care purtați așa sacoul pe umeri. Pentru că să zicem că pleci așa la o petrecere la terasă, scoți telefonul, ha, să-ți cade sacoul. Vrei să ridici mâna, ha, păi scade sacoul. Vă arăt data viitoare. Te rog, da, să purtăm cu albastru. Cu albastru, bine, așa aș facem. Aș vrea din suflet să te văd cum ți-ar sta controlul. Mie foarte mult îmi place. Dumnezeu, după gândurile tale bune, nemernicule. Te-am crescut la sân și mă vrei controlor. Păi dacă îți iau un controlor o haină din asta, fuge omul fără bilet. Așa, în vacanță îmi place foarte mult când sunt cazată la hotel. Toate aceste prosopele drăguți aranjate, da, în baie, în toaletă. Hai să vă arăt cum se să face. Rulați frumos aceste prosopele, ca să le puneți și voi în toaletele voastre atunci când aveți oaspeți, să fie impresionați. Să creadă că... Să creadă că sunt la hotel. Așa, hai că stric pe ăsta. Și vă arăt cât de ușor se face acel sul perfect, simetric. Ok. Îi facem o ureche așa. Stai să trag acest coșuleț ca să poată surprinde momentul. Îi facem așa o ureche pe jumătate. Bă, ce te încurcă, bași de desubt. Apoi, îndoim pe jumătate prosopelul. Îl întoarcem pe partea cealaltă. Și începem frumos să rulăm. Uite, frumos, cu grijă, să nu se mototolească. Și urechiușa asta de aici o ascundem în faldurile prosopelului. Și am făcut un sul frumos și în toaletă, așa lângă ghiuvetă. Bine, ar fi fost frumos să fie la fel toate, dar am vrut să vă arăt mai multe texturi. Tricoul crop top. Tricoul crop top. E nebunie cu tricoul crop top. Exact. Dacă nu avem tricou crop top sau vrem să facem dintr-unul pe care l-avem acasă, facem în felul următor. Dacă vreți să nu vă murdăriți, faceți cum v-am arătat data trecută, cu băzmăluța, tricouașul, pac, pac, pac. Așa, sper că mă mai aud, dacă nu scot la valiera, nu-i problema. Așa. Și aveți nevoie de următoarele. Două elastice pe care le aveți în toaletă pentru păr. Prindeți aici în colțuri. Pac. Ce înseamnă crop top? Scurt, cum este bustiera de pe mine. Ai văzut, arăta foarte urât, lălui tricoul așa. Țărane. Îi prinzi urechiușe. Să mă întrebai pe mine. Dacă nu mai bine mă văd și mă așa. Nu știau ce înseamnă. Și facem felul următor. Bine, ar fi trebuit să fie și bustiera mai scurtă ca să vedeți. Așa asta înseamnă crop top. Și vezi, tricoul ăla larg lălui, l-am transformat în crop top și arată și foarte cool, că aici sus este mai larg. Arăți și mai slab în momentul în care ai tricoul puțin mai bufant și așa scurt. Și cu niște bluși cu talie înaltă. La Marele Fixuleanu. La Marele Fixuleanu. Mulțumim foarte, foarte mult, să ai un weekend de senzație. Îți mulțumesc din suflet, la fel vă doresc și vouă, dragii mei, indiferent de vreme. Absolut. 5.000 de euro trebuie să te dezbracă, nu poți să plec urmă. Mulțumesc mult. Am crezut că măcar asta îți scapă. Îți mulțumesc, dragul meu. E, Doamne, iartă-mă. Hai, vină să mai povestești cuțitele astea, că n-am apucat. Să mai îmi povestește, să îmi mai povestești asta odată și în al doilea rând, nu se părăsește platoul emisiunii noastre fără acord.